La Catedrala din Drobeta Turnu-Severin au început slujbele specifice postului Paștelui. În aceste zile, în biserici, se citește canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul. În prima săptămână din postul cel mare se săvârșește canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul. Acesta este alcătuit din patru părți, fiind citită câte una de luni până joi. Integral, canonul cel mare se va citi în miercurea din săptămâna a cincea din postul mare. La Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu-Severin, această sfântă slujbă a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu slujitorii Catedralei Episcopale. Se cuvine să-i mulțumim preamilostivului Dumnezeu, care a rânduit să trăim bucurii duhovnicești la începutul postului mare. Denia canonului Sfântului Andrei Criteanu, în această primă săptămână, ne ajută pe fiecare dintre noi să sporim duhovnicește. Pericopele evanghelice rânduite sunt învățături directe, reprezintă cuvântul Domnului Iisus Hristos ce trebuie păstrat la inima fiecăruia dintre noi. Aseară am ascultat cuvânt din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 21, referindu-se la semnele care vor fi înainte de sfârșitul lumii. Domnul nostru Iisus Hristos îndeamnă: privegheați și vă rugați ca să nu vă apuce vremurile acelea. Dacă noi ne vom ruga, Dumnezeu va amâna semnele sfârșitului lumii, clipele acelea grele pe care le-au scris sfinții evangheliști. În Evanghelia din seara aceasta, de la Sfântul Evanghelist Matei, Domnul nostru Iisus Hristos ne transmite două învățături esențiale: milostenia și faptele bune, faptele dreptății, să fie săvârșite în ascuns. Are în vedere Domnul nostru Iisus Hristos că dacă vom primi laude, dacă ne vom mândri cu milostenia, vom pierde plata. În afară de aceasta, știind că postul ajută mult unit cu rugăciunea pentru îndepărtarea toată lucrarea vrăjmașului, Domnul nostru Iisus Hristos ne arată cum să ne rugăm. Ne învață să nu spunem cuvinte multe. Rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă, cuprinde cuvinte puține. Rostită des, rostită în continuu, ne ajută să ajungem la o iluminare, să ne apropiem mult de Dumnezeu. Canonul cel mare este o asumare tehnologică a istoriei în suflet, prin care omul conștientizează și improvizează toate erorile și valorile umanității pentru a le dărui penitențial lui Dumnezeu.